Probabil când va fi mecanismul, vor fi schimbate tendințele pentru orășiri, vor avea loc unele schimbări. Cu atât mai mult, la noi, nu degeaba am întrebat despre planul, dezvoltarea, amenajarea teritoriului, fiindcă în comunitate trebuie să fie amenajarea teritoriului și în acest plan deja trebuie să fie arătat care sunt, deci, cu ce trebuie să ocupe aceste tovărășiri. Noi acum, practic, nu suntem disponibili de a ne expune, pentru că nu este tot cadrul normativ la această. Dar noi puteți lua mapă. Da. Și lua mapă și eu am spus că... Da, dumneavoastră prezentați. Vă mulțumesc mult, stimat Consiliu, că dumneavoastră ați avut după un an din momentul când am depus prima cerere au primii tovărășii comicolei, Ipătrușeni, de a examina chestiile respective. Doamne, vreau să vă adresați, o secundă, adresați un an de zile, ați depus cererea la comisie, nu la comisie. Noi ne-am adresat în adresa Consiliului. Consiliul a dat pentru comisie. Deci, noi am cunoscut că ideile dumneavoastră vor fi în felul următor. Dar faptul că o lună în urmă noi am adunat, am făcut adunarea generală a președinților tovărășilor pomicole, o adunare deliberativă, unde au fost peste 30 de președinți, care unanim ne-am exprimat păsul că în condițiile în care dumneavoastră îmi doriți, ne primiți în intravilajul comunii Trușe, pentru că într-un an de zile era posibil de modificat intravilanul comunii și să faceți inclusiv și planul urbanistic regional. Deoarece, dacă este planul urbanistic general pentru Dumbrava, care era chestiunea să-l extindeți inclusiv și pentru întovărășirile comunicole care și-au depus cererea respectivă? Nu ați făcut. Evident, noi constatăm faptul ăsta că nu ne doriți în planul urbanistic general. De fapt, am luat decizia următoare de a face înaintare în adresa Guvernului și Parlamentului. Dar care privire la constituirea unui care guvern, că-s două? Administrativ teritoriale. Aici e bravo. Deoarece... Dar care guvern, că-s două? La care guvern? Deoarece avem inclusiv și numărul respectiv și avem și numărul teritoriului. De ce dumneavoastră, un an de zile, nu ne-ați soluționat problema? Pentru că noi suntem cei care vărsăm impozitul funiciar la dumneavoastră. Deci cel mai mare procent de impozit funiciar îl avem noi. Iar dumneavoastră niciodată nu ați venit să vă interesați despre condițiile în care trăim. Dumneavoastră ați știut, doamne, că ne-ați procurat... Dar acolo nu-i pentru trai. Dar acolo nu-i pentru trai. L-ați primit în folosință, dumneavoastră, care să vă rășim în urmă.